În județul Timiș, pregătirea pentru simularea examenului de bacalaureat a început în luna ianuarie, prin stabilirea centrelor de examen, a centrului de evaluare, crearea bazelor de date atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice implicate în organizarea și desfășurarea examenului. Au fost introduse în platforma digitalizată conturile pentru 408 profesori evaluatori, 785 profesori asistenți operatori în sălile de examen și 48 de profesori operatori centre examen. S-a asigurat la fiecare centru laptop și scanner cu driverul instalat în toate sălile de examen. Au avut loc în format fizic, dar și online instruiri realizate de către Comisia Județeană cu membrii și operatorii din cele 48 de centre de examen, iar după fiecare probă se vor realiza instructaje înaintea evaluărilor lucrărilor de către inspectorii de specialitate. Au fost transmise materiale și documente necesare în centrele de examen, ghidul profesorului asistent, ghidul operatorului din centrul de examen, ghidurile profesorilor evaluatori pentru platforma digitalizată, precum și procedurile ordine în vigoare. Introducerea absenților de către asistență în platforma digitalizată se realizează până la ora 10. Durata probei este de 3 ore, iar baremele se transmit la ora 15. În județul Timiș, elevii arondați în platformă pentru susținerea probelor în cadrul simulării sunt distribuiți astfel. Limba și literatura română profil real 3091. Limba și literatura română profil uman 1067. În total 4158 de elevi. La proba pentru limba maternă s-au înscris în total 200 de candidați. La proba obligatorie a profilului s-au înscris în total 4158 de elevi. La proba la alegere a profilului și specializării s-au înscris în total 4158 de elevi, transmite inspectorul școlar general profesor Aura Codruța Danielescu.